bună seara, dragi ascultători, în stare de radio cu muzică și versuri în seara asta la Ai carte, ai parte. Alături de mine este Cornel Ilie de la trupa Vanc. Bună, bună! Care nu doar cântă, dar și scrie. De unde îi vine inspirația? Ce îl motivează să scrie? Cum a scris cartea Deja Vu? Tocmai mi-am primit autograful pe ea. Pot să-l citesc în direct? Mai târziu? Te rog, treaba ta e a ta. Acum faci ce vrei și cu autograful și cu... și cu emisiunea și cu... Și cu hârtiile din carte, dacă da. Le faci avioane sau... Da. Cum a scris cartea și pe când vedem o carte de poezii, cum a început cariera sa muzicală, ce artiști preferați are și multe altele până la ora 21. Până atunci vreau să vă reamintesc de tabăra de lectură Ai carte, ai parte, pe care am denumit-o simplu pentru adulți, adică fără copii. Va urma una și pentru copii și părinți, pentru că în ultima vreme am tot primit această întrebare, dar până atunci suntem doar noi ăștia mari, primim și adolescenți dacă au trecut de 18 ani. Ei bine, tabăra va avea loc în Runcu Stone, în Dâmbovița. Deja sunt persoane care și-au luat bilete, oameni care vin din Timișoara, din Cluj. Eu aștept mesajul vostru, știți deja unde, Roxana Brănișteanu pe Facebook, pe Instagram, contul iCarte iParte, pe e-mail office@arondroxanab.ro și peste tot, cum ar spune ai mei prieteni, că nu scapă de mine, mă întâlnesc peste tot și pe LinkedIn și iată aici la emisiunea Ai carte, ai parte. Dar să rămânem în prezent, căci întotdeauna prezentul este mai frumos decât până să ajungem la ce se întâmplă în viitor. Aveți și o întrebare pe Facebook, pe pagina noastră Tana Nana. O carte de 5 stele. Care este o carte de 5 stele pentru voi? Și, desigur, dacă aveți o întrebare pentru Cornel, puteți să o adresați aici la numărul nostru de WhatsApp 0722304000. Ascultăm o melodie și revenim imediat în stare de radio. Cornel Ilie și Roxana Brănișteanu, ai carte, ai parte. Such a simple word, just do. It's harder when it's you. Try to find a solution. Through such a simple fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Conversation running through my mind. See my reflection as someone I dislike. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say. I'm out of touch. With you.
început fundalul nostru de Ai Carte, Ai Parte, cum spuneam mai devreme. Până la ora 21 suntem aici, Cornel Ilie mi-a salutat mai prezent. Devreme. Să intrăm așa direct în subiecte. În seara asta povestim și despre muzică și despre scris, despre cărți, despre... orice, vedem unde duce discuția. Ai carte, ai parte. Undeva ai o să ducă. Ai parte de surprize, se poate și asta. Ai terminat facultatea de imagine de film și TV. Ți-ai dorit să profesezi în acest domeniu? Sau uite, te-a ajutat atunci când ai creat, când ai realizat acel documentar jur să spun adevărul? Am început facultatea de imagine de film și TV, n-am terminat-o încă. Am început-o, dar prin anul 3, parcă, nu? Da, am renunțat la facultate pentru că nu mă mai simțeam în largul meu absolut deloc acolo. Pentru că mi-am dat seama că, fiind o facultate de arte și de creație, în primul rând, pentru că să fii director de imagine sau în fotografie, oricum, în acel domeniu vizual, este un act de creație. Și mi se părea, mi-am dat seama la un moment dat, stând în clasă, că aș fi fost un mediocru în domeniul ăsta vizual și nu mi-am dorit să fac lucrul ăsta, să insist într-un domeniu în care oricât de mult îmi plăcea și îl cunoșteam, adică îl intuiam, îl înțelegeam foarte bine, pot să descifrez foarte clar ce vrea să spună un director de imagine prin filmele sale sau un fotograf sau chiar și picturi. Dar să devii creator pentru așa ceva, cred că îți trebuie un alt fel de chemare, o alt fel de implicare și mi-am dat seama că ocupam acolo un loc complet aiurea și poate erau alții mai talentați care nu aveau loc, pentru că unii ca mine ocupau acolo o bancă degeaba și pur și simplu am ieșit în timpul unei ore, am ieșit din clasă, bună ziua, și nu m-am mai întors niciodată. Dar și pentru faptul că nici nu învățam cam ce-mi doream eu să învăț. Și era, eu prinsesem în perioada de facultate în care trebuia să faci filmele pe peliculă, filmul de an se făcea pe peliculă, nu existau încă telefoanele astea atât de performante și să poți să faci doar cu un singur device sau cu un singur aparat, să faci tot ce era nevoie să faci atunci, să poți să treacă să filmezi, să developezi, să montezi. Era o tebatură întreagă. Și atunci am renunțat la acea facultate. M-a ajutat foarte mult să cunosc limbajul vizual. Îmi place foarte mult și cel mai mult mi-au plăcut de fapt orele despre compoziția imaginii, despre lumină, limbajul luminilor și al culorilor. Asta mi-a plăcut întotdeauna și m-a fascinat și undeva acolo încerc să țin cont de ele tot timpul și chiar și când pentru cel mai multe dintre clipurile noastre la care sunt cumva cel care le provoacă, care vine cu brief-ul, cu ideea, cu scriptul și spune, asta e povestea, pe asta o facem, după care mă ajută mai ușor să găsesc și cu ce echipă să lucrez, ce fel de regizor, ce pot să-i cer unui director de imagine, uite, aș vrea așa să le dau atmosfera asta, în fine, mă ajută, n-are cum să te încurce într-un domeniu artistic, cu cât știi mai multe din toate zonele astea de expresie artistică, cu atât mai bine. Dar n-aș face... și acum fac niște poze frumoase. Am văzut, da. Pot să fac cu telefonul. Acum mă ajută să pot să... Dar nu mă numesc încă fotograf, așa cum sunt foarte mulți care au un telefon performant și zic că sunt fotograf. Te întrebam dacă ți-a fost totuși de folos atunci când ați făcut documentarul. Da, jur să spun adevărul, este un documentar care este, în primul rând, consistența lui este foarte mult alcătuite din faptul că am documentat povestea noastră încă de la începuturile noastre. Am avut norocul să avem o cameră video cu care atunci filmam, era un VHS și avem foarte mult footage pe care l-am folosit chiar din clasa a treia când am început să cântăm prima dată. Mi-a folosit ca să pot tot așa să mă sfătuiesc cu regizorul și cu directorul de imagine, ce să facem, cum să faci, dar să știi că acolo le-am dat mână liberă complet, am avut încredere total în ceea ce fac, pentru că văzusem ce au mai făcut înainte. Și atunci, culmea, directorul de imagine, Sorin Sergiuță, m-am întâlnit atunci la filmarea pentru acest documentar. El a fost coleg cu mine în grupa de la facultatea din care eu am plecat. Și ca dovadă că eu nu aș făcut niciodată nimic notabil în domeniul ăsta, el în schimb devenind unul dintre cei mai buni și cei mai talentați și mai muncitori studenți din acea grupă. Și aia o grupă din care au ieșit foarte mulți care acum profesează și sunt la un nivel extrem de înalt în România.
Eu am fost ăla, oaia neagră care a plecat și zic, nu. Oaia neagră, uite, spune-ne puțin despre parcursul tău profesional până când te-ai lansat în muzică. Tu ai început ca sunetist la Jurnalul de Știri, da, al Andrei Esca. Da, nu este o noutate, știe lumea probabil sau nu, dar... Cine e interesat de ceea ce face noi, probabil că știe că, da, la început am fost inginer de sunet în Pro TV, dar asta a fost o perioadă intermediară care se întâmpla în paralel cu facultatea. Asta se întâmpla în același timp cu facultatea. Noi aveam deja o trupă, dar nu puteam să... Nu aveam instrumente, nu mai aveam instrumente la acea oră. Trebuia să ne vedem de această... de facultate pentru a nu intra în armată. Că, până la urmă, și de asta am dat admiterea la facultate și toți din trupă am apelat să dăm un examen de admitere pentru a nu fi luați în armată, că atunci așa era. În anii 90 și ceva, dacă nu erai student, făceai armata... Trebuie să faci. Un an, dacă erai student, făceai jumătate. În fine, nu mai ții minte. Și atunci am luat o pauză de vreo 2 ani în care fiecare și-a văzut de cu totul altceva. Eu m-am angajat în Pro TV și în paralel făceam facultatea. Dar ulterior, în același moment în care am zis că renunț la facultate, am renunțat și la serviciu. Am renunțat la ambele pentru că mâncau tot timpul și energia. Cred că în aceeași zi ai decis, nu? Dacă nu știu dacă era aceeași zi, nu mai țin minte dacă era aceeași zi, dar ca perioadă, în mod sigur, a fost o revoltă în mine în care am zis nu. Nu mai pierd timpul făcând ceva ce nu-mi place. Nu vreau să întâlnesc cu oameni cu care să nu pot merge pe același drum și atunci am renunțat și la serviciu, care însemna un salariu extrem de bun la acea oră, o facultate care probabil mai asigură mai târziu un job pe undeva, dar l-aveam. Și niște venituri, da. Nu trebuia, da. Și am renunțat la absolut tot pentru a începe serios să fac muzică. Dar nici aici, neavând nicio siguranță sau nici măcar nicio... nimic la care să aspirăm, niciun mediu vizual sau audio sau măcar sau la nivel de public să aspire să, bă, ok, facem o trupă, facem niște piese și ne ducem cu ele, dar unde ne ducem cu ele? Că nu avem unde să mergem cu ele, de fapt. Pentru că nu începuse nimic din industria muzicală, nu erau atât de multe posturi de radio comerciale, posturi de televiziune comerciale erau, dar nu se ocupau de muzică. Și atunci, cumva, faptul că am renunțat la ceea ce nu îmi făcea bine și am început să insist în pasiunea mea, în ceea ce credeam eu că este pasiunea și visul meu, poate asta au provocat să întâlnesc cu oamenii care să mă ajute să merg mai departe și să-mi încep drumul ăsta în muzică, pentru care sunt foarte recunoscător că, din momentul în care am renunțat la absolut tot și fac doar muzică, asta înseamnă în 1998, trăiesc doar din asta. Și ne ducem totuși mai înapoi, în 1994, când ați avut primul concert. Mersi că mi-ai dat informația corectă, pentru că apăreau două informații, ba 94, ba 96, primul concert de la Teatrul Ion Creangă, știi? Și nu știam exact când este. 1994, cred că 17 octombrie, cred. Și atunci ați improvizat, ați avut un studio în subsolul blocului în care locuiați. Noi atunci, da, toată perioada aceea am înregistrat primul nostru album și primele piese care nu știam că o să facă parte dintr-un album. Dar-s curioasă dacă îți mai amintești cum a fost concertul ăla, a venit lumea, au cumpărat biletele, cum, ce ai simțit? Îți ce... spun acum. Te rog. A fost o poveste memorabilă pentru acel moment. Deci noi înregistram într-un bunker antiatomic din subsolul blocului în care locuiam, undeva pe calea Drobanților și acolo ne-am născut și nu aveam echipamente, aveam un echipament improvizate, nu exista tehnologia de acum, nu aveam programe pe computer cu care să putem să registrăm, era totul foarte, foarte old school și a trebuit să învățăm să facem singur toate lucrurile astea, să facem rost de echipament cât se poate de prost, dar să avem cu ce măcar să improvizăm, să ne permitem să înregistrăm ceva. Și între timp a apărut ideea asta de a face un concert pe bilete, dar n-aveam echipament, adică boxe pentru o sală, și am vrut cu un prieten care avea o terasă pe Calea Floreasca, l-am rugat să ne împrumute boxele de la terasă de acolo și el să sponsorizeze închirierea sălii.
Și a închiriat, a fost de acord că îi plăcea de noi, era vecin cu noi pe stradă și Andy îl cheamă. Am închiriat sala, noi cu trupa Zob, care Vlase locuia cu mine în bloc. Eu stăm etajul 4, etajul 8, am cuprit împreună, am crescut împreună, am început să cântăm împreună. Foarte mult, foarte multe piese de Beatles. Și tot fiind atât ulterior împreună, ne-am făcut trupe separat. Și e ok, să facem un concert cu noi și cu Zob. Cu o zi înainte am printat niște A4, niște foi A4, le-am tras la Xerox pe care scria numele concertului, okay. Se numea Fuck the World Show, prezentat de Terasa Ficus. Și ca așa se numea terasa care, de unde am închiriat boxele. Scrie acolo un preț, un telefon de contact, cred că era, sau nu mai țin minte ce. Și prețul biletului, nu mai țin minte care era prețul biletului. Am afișul în schimb și pot să mă uit. Și asta, deci cu o zi înainte am luat afișele alea și cu seara dinaintea concertului le-am lipit la coloanele de la Piața Romană și în metrou de la Piața Romană și în fața teatrului. Noi am fost extrem de surprins să vedem că S-a umplut, a fost arhiplin. Era lume înăuntru și era lume și afară. Și cam câți oameni ar cuprinde locul ăla, spațiul ăla? Sunt niște sute de oameni. Sute, nu? Sunt niște sute, 1994. Nu sunt concerte, nu sunt trupe. Încerc să-mi imaginez subsolul există... blocului, știi? Păi nu, dar asta era prima, sala Creangă, adică, da, sala teatrului bine. Creangă. Era destul de încăpătoare. Dar contextul în care avea loc concertul ăla nu ar fi spus niciodată că pentru două trupe de care nu știe nimeni nimic, oamenii să cumpere bileți să vadă un concert de care află cu o zi înainte. Dar era și pofta foarte mare și efervescența tinerilor și găștilor de a afla ce se întâmplă și să vadă ceva nou. Și atunci era o luptă celebră între rockeri, punkiști și cei și fanii de peșmod. Și era o întreagă bătaie, tot timpul care cum se prindeau unii pe alții, se băteau și în special la Roman. Ei, acum au făcut-o la concertul nostru, pentru că unii au intrat la concert că au avut loc, alții care nu au avut loc au rămas afară și au început să se bată afară. Și cum necum, noi am cântat primii și Zob a cântat după noi. În timpul, cum au început concertul, s-a întâmplat ceva pe acolo, s-a dat foc la un scaun din sală și a trebuit să se oprească, au venit pompierii, s-au oprit concertul, la revedere. Dar cât a ținut până atunci? Cât ținut? Păi, cât a ținut, vreo jumătate de oră, cam așa. Și a mai cântat o piesă sau două sau nu știu cât și asta a fost concert. Dar, pe atunci existau ziare în România care se cumpărau foarte mult, Tineretul Liber, Libertatea, România Liberă, Adevărul, nu mai țin de ce mai rău, și au scris în ziar despre concertul nostru. Adică eram foarte fericiți că scrie. Unii scriau de rău, alții scriau de foarte bine. Nu conta pentru noi, a fost un succes că au venit oamenii să ne vadă. Și de asta noi am numit acel punct primul moment al lansării noastre. Când niște oameni au fost dispuși să plătească un bilet să ne vadă sau să ne asculte, chit că știau ceva, chit că nu. Și eu încă mă întâlnesc cu oameni, cu rar, dar mă întâlnesc, care au fost la acel concert sau care ne știu din acea perioadă și care mai au niște casete demo care nu știu cum au ajuns la ei. Și sunt unii oameni care lucrează în niște posturi foarte înalte acum din publicitate și din media românească, ce erau fani atunci și care au și scris despre acel concert atunci. Și e foarte interesant să vorbim acum despre după acum 20 ani, de ani, cam așa sunt. Da. A fost o vreme când ai vrut să pleci din România. Te-ai gândit, tu ai declarat la un moment dat că ai fi vrut să intri pe piața muzicală din afară. Cine nu-și dorește? Și ce s-a întâmplat? Ești aici cu noi, ne bucurăm că ești aici cu noi. Nu s-a întâmplat, de fapt. Cum de nu ți-ai continuat? Era un vis? Sau pur și simplu ca idee? Era o dorință. Vreau să mă duc mai departe. Da, era o dorință și asta provenea și tot timpul ținta era Anglia. Pentru că sunt un fan al spiritului britanic, al muzicii britanice, al culturii britanice, începând cu Beatles, pentru că datorită lor am descoperit muzica și dragostea pentru muzică și limbajul muzical, și atunci tot timpul dorința era să pot să cânt în Anglia unor englezi. Dacă se putea și în alte țări, cu atât mai bine. Doar că, vezi, e bine să ai unele scăpări la vârstele potrivite. Și să nu te apuci la 40-50 de ani să faci ceea ce trebuie să faci la 20 sau, adică așa. Doar lucruri sau idei care sunt la nivel de mofturi, de fapt.
Că altfel, dacă ai o pasiune, pe aia poți să începi și la 60, și la 60 de ani, dacă aia nu te lasă să dori. Mm-hmm. Dar la noi era, de fapt, o chestiune de orgoliu mai mult. Ne doream să ieșim afară, să cântăm afară. Da, pasiunea ați păstrat. Pasiunea era aceeași, vrem să cântăm. Miseria. Și atunci, da. Dar am făcut pașii corecți. Adică nu am luat niște piese în română să le trimitem în limba română, n-am luat niște piese cu texte doar traduse din română în engleză, ci am lucrat cu un textier american pentru niște piese înregistrate special pentru piața din străinătate. Și am găsit un scriitor din Statele Unite cu care am lucrat și cu care ne-am sfătuit pe texte. Eu am învățat engleza special pentru a scrie, adică engleza literară, nu de a vorbi, da, că pe asta o știam și o mai învățasem, și, dar strict engleza literară și engleza și academică, care, dar și cea de stradă și cea stradală, da. Pentru că sunt total diferite. Și atunci am înțeles, după ce am făcut, noi am înregistrat un CD pe care trebuia să-l trimitem fizic în alte țări, deci nu puteam prin mail-uri sau MP3-uri, că nu prea se practica atunci. Deci am printat niște CD-uri, am mers cu vreo 72 de CD-uri la Poșta Română, ne-au tras pe dreapta că facem piraterie cu discuri, că erau prea multe ca să trimitem, deși erau adrese total diferite. Până le-am explicat ce facem, de ce facem, ne-au dat voie, le-am trimis și am primit un singur răspuns înapoi. Și ăla de, îmi pare rău, nu-i momentul acum, nu? Dar privind după aia, la scurt timp după momentul ăsta, era evident că nu era deloc ce trebuie ce făceam noi acolo. Nici ca sound, nici ca limbaj, nici ca spirit, nici muzicalitatea. Nu, n-aveam, nu eram deloc pregătiți pentru să cântăm în serenitate sau să cântăm unor străini. Și de asta mi se pare că în continuare nicio formație din România n-a fost vreodată pregătită, vreo formație pop-rock. Uh-huh. Cu niciun cântec în engleză n-a fost pregătită cu adevărat pentru străinătate. Singura excepție a făcut o firma cu un cântec care a intrat pe VH1, care era foarte bun cântec cu acela. Uh-huh. Nu mai țin minte cum se cheamă, dar în rest, piesele românești în limba engleză sunt pentru românii care știu engleză, dar nu sunt pentru englezii sau străinii care au alte probleme în limba engleză, adică gândesc altfel în acea limbă, au alte jocuri de cuvinte, au alte imagini, au alte gânduri. E foarte greu să scrii de aici pentru cei de acolo. În pop rock, în care îți trebuie mesaje, îți trebuie poezie, îți trebuie subtilități, îți trebuie jocuri de cuvinte. Exact. Nu e ca la, un pop, dance pop, popcorn și așa mai departe, în care mulți artiști români au făcut treabă. Dar acolo nu textul era motorul. În pop rock textul este parte, e o locomotivă foarte puternică în toate cântecele. Nu e vorba doar de sound. Și cum se îmbină muzica cu scrisul? Pentru mine? Tu scrii versuri și pentru alți artiști? Am scris, am scris și pentru alți artiști. Am scris, dar în momentul în care scriam și muzica. Uh-huh. Mi se pare că, adică mă simt mai inconfortabil, mă simt mai bine făcându-le pe amândouă pentru același pachet. Și pentru trupă le scrii doar tu sau și plătiți? Nu, pentru trupă le scriu doar eu. Uh-huh. Până în 2004, când am fost van cu A, 2004-2005, scriam și împreună cu Alex, celălalt solist și chitarist al trupei, cu Alex Belciu, și la aproape toate piesele am scris împreună, după care am scris doar eu, și muzica și versurile, da. Și iubesc la nebunie lucrul ăsta. Și mi se pare că e mult mai important textul decât muzica, deși prima dată am învățat să cânt, uh-huh. să cânt la un instrument. În continuare mi se pare că de fapt din ce în ce mai mult mi se pare că textul este mult mai important decât muzica. Și puternic, da. Melodiile voastre au mesaj de fiecare dată și la fel și poeziile pe care le scrii. De unde îți vine motivația, inspirația? Ce te inspiră sau cine te inspiră? Ai muze, ai, nu știu. Da, nu știu dacă sunt, există și muze, tot felul de siluete care mă inspiră și situații. Îmi place foarte mult să privesc oamenii, să observ oamenii, și asta mă inspiră foarte tare, pentru că încerc să mă pun în gândul lor, să văd ce simt acum când trec pe lângă un om, oare la ce se gândește, oare ce simte, oare ce pentru ce suferă, ce-l bucură și așa mai departe. Dar citești limbajul corpului și încerci să-ți imaginezi? Nu la nivel profesionist, nu sunt intuitiv mă ajută foarte mult. Dar nu, de seama că nu stau și mă holbez la oameni așa. Sunt foarte discret în a privi și a fi un fin observator, fără să deranjez.
Și asta cred că am învățat-o fără să vreau în copilărie, când nu vorbeam cu cei de la școală, nu vorbeam deloc. Și când în timp de 7 ani, din clasa 1 până la 7-a, credeau că sunt mut și eu nu vorbeam decât la, dacă eram întrebat la ore. Și atunci aveam timp să observ foarte mult. În acei ani, da. În anii cât am tăcut, am tăcut mult și am ascultat mult, am observat și am învățat să stau puțin așa deoparte, într-un colț, și să văd ce face lumea, cum se schimbă lumea, cum reacționează oamenii, cum se comportă oamenii. Și asta pentru cineva care vrea să scrie și mai ales dacă vreau să mă duc și în zona de ficțiune, dar și în... Și îți plăcea să scrii când erai copil? Nu. Sau nu, când, nu. Cum a început pasiunea pentru scris? M-am apucat de scris din teamă că nu pot scrie. M-am apucat să-mi înving frica. Frica asta că nu pot să scriu. Când a fost prima dată când ai scris? 2002, cred. Nu, de scris și să n-aibă nicio legătură cu vreo piesă de-a noastră. Uh-huh. Pur și simplu, să-ți deci mă îngrozea foaia albă pe care trebuia să fac eu lucrurile să se întâmple. Să ai o foaie albă și să pur și simplu să umpli. Și să umpli cu ceva important, ceva care să conteze, ceva care să te facă să o citești până la capăt. Și să o întorci și zici, oh, mai vreau. Bine, sau puteai atât să desenezi și tu ai ales totuși cuvintele. Da, nu, mai bine cuvintele decât desenul. Că după desen îți mai citesc profilul psihologic cu oamenii. Preferite scrisul. Și am început să scriu tocmai de asta, să văd dacă pot să fac asta, pentru că mi se părea unul dintre cele mai grele lucruri din lume, să fii scriitor, să scrii o carte. Să începi pur și simplu, să iei o poveste, să o dezvolți, să dezvolți psihologia personajelor, să ai structura necesară, să poți să îmbini toate acțiunile, să impresionezi, să emoționezi oamenii, să-i captezi, să nu facă nimic, doar prin ce scrii tu, fără să le arăți nicio imagine, să-i faci pe ei să-și închipuie ce a fost în capul tău. Asta mi se pare, și în continuare, asta mi se pare una dintre cele mai mari provocări din viața asta. Și în continuare am teama asta, că mă pun în fața unei foi și nu știu ce să fac cu ea. Nu știu de unde să o apuc. Este ca și cu liniștea, că și muzica, până la urmă, se construiește din liniște. Și am început să scriu pur și simplu. Am scris o propoziție, da, și am început să o continui. Și abia mă duceam într-o idee în alta. Și m-a ajutat cineva foarte mult, care m-a încurajat în momentul în care am început să învăț, să studiez pentru limba engleză ca să scriu texte. Am făcut-o cu un profesor senzațional, cu Daniel Mândiță, care mi-a fost și prieten foarte bun în acea perioadă și care m-a încurajat și mi-a explicat, mi-a dat cât de cât o idee despre cum să scrii și de ce să scrii. Cum se dă o idee despre cum să scrii? E foarte interesant. Câteodată este important doar tonul prin care spune niște lucruri și te inspiră și îți dă puterea și curajul să faci, că bă, și tu poți să faci ce au făcut alții. Și nu neapărat informații tehnice. Eu nu dețin știința asta. Nu dețin școala de a scrie. Poate și de aici, faptul că eu am scris o carte care este autobiografică a fost mult mai simplu pentru mine decât să încep acum, decât să încep o carte de ficțiune. Și asta, în continuare, foaia aia albă, în continuare îmi este frică de ea, să mă apropii de ea, deși știu ce aș vrea să scriu pe ea acolo. Acum, față de acum 20 de ani, știu ce vreau să se întâmple acolo, dar încă tatonez, încă mai curtez acea foaie albă. Imediat continuăm cu partea asta de scris și vorbim imediat și despre cartea ta. Încă o întrebare aș mai avea: când și cum creezi? Ai un ritual anume sau în orice moment al zilei, al vieții tale, că e dimineață, că e noapte, că e la cafea, că e seara înainte de culcare? Nu contează, asta mi se pare cel mai fascinant, că se poate întâmpla oricând să ai o idee, doar să fii pregătit. Cel mai important este să cred. Nimeni nu poate să dea sfaturi despre așa ceva. Pe mine ce mă menține foarte alert și tot timpul pe fază să exploatez acea idee este curiozitate. Și sunt extrem de curios să aflu tot timpul lucruri despre ce se întâmplă în jurul meu, sunt curios, mă întorc și la ce spuneam, că îmi place să privesc oamenii. Și în momentul ăla, de fapt, provoci un alt moment în care vine o idee spre tine, că și nu știi când te lovește chestia asta.
Și da, poate fi în lift, poate fi la semafor, poate am telefonul plin de notițe scrise greșit, scrise în fugă. Trebuie să mai... Sau notițe vocale, prin care e mai ușor să le explic să și să mă întorc la ele. Dar asta mi se pare... Despre asta te întreb în pauză, că eu mă tot gândesc de ceva vreme să încep să fac treaba asta, mai ales când sunt la volan și nu reușesc să-mi notez că nu pot să scriu la volan, evident, să nu credeți că da, stau cu telefonul în mână, da. Și nu reușesc și dacă îmi vine o idee, că-ți spuneam și mai devreme, o uit. Povestim imediat cu tine, ascultăm acum o melodie pe care am, despre care una dintre invitate a spus că este una dintre cele mai frumoase melodii și m-a întrebat și ulterior cum se numește ca să o asculte pe repeat. Sasara Aida Iftimie. Și ai parte cu Roxana Brânișteanu. Ai carte și ai parte cu Roxana Brânișteanu și Cornel Ilie. După atâția ani de vanc, ai scris cartea asta despre care povesteam. Început să-i povestești în pauză, Deja Vu. Povestește-ne puțin despre ea. Spuneai că poate fi privită ca pe... Așa am citit eu, nu mi-ai spus mai devreme, dar că poate fi văzută ca povestea oricui, nu doar povestea voastră. Este o poveste a unor oameni care au avut o pasiune, au avut un vis când erau mici, ne-au avut norocul să știm de foarte mici ce vrem să facem în viață, că ne dorim să facem muzică, vrem să cântăm, să bucurăm oamenii, să le cântăm oamenilor, să fim pe scenă. Și atunci povestea asta în cei 25 de ani, că despre primii 25 de ani vorbim, prin care am trecut prin foarte multe transformări, prin multe întâmplări care au coincis cu toată apariția și dezvoltarea industriei muzicale românești. Și spunem acolo că dacă noi am reușit să
facem lucrul ăsta, să trăim din ceea ce ne place, că de fapt ăsta este cel mai mare succes al nostru și de fapt ăsta este luxul în care trăim, că ne facem și trăim din ceea ce ne place, nu ne obligă nimeni să facem asta, mm-hmm. nu facem ceva ce trebuie, nu știu, sau... da, ce trebuie sau nu avem de ales. Nu, facem ceea ce ne place și asta este un mare lux și o mare șansă. Și tot ce povestesc acolo în carte, care da, este o carte autobiografică, e o cronologie a unor 25 de ani, dar am încercat să o scriu cât se poate de literar, să fie foarte vizuală, să nu fie doar o înșiruire de cuvinte date, și de întâmplări. Mm-hmm. Și am lăsat, de exemplu, și numerotarea capitolelor are o legendă anume, cum se termină fiecare capitol, lasă o cheie și are, e o dezvoltare, fiecare capitol, în fiecare final de capitol dezvoltă o idee care se află abia la finalul cărții sau la finalul poveștii. Numerotarea capitolului este una muzicală și pe care am văzut-o, culmea, acum a lansat Quincy Jones o carte și este, și a numerotat capitolele la fel. M-am bucurat atât de tare să văd ideea asta și la altcineva și mai ales la un artist atât de mare la Quincy Jones. În fine, cartea vorbește despre pasiunea a patru băieți care cântau în spatele blocului la niște crengi de copac, fără să știe de ce fac asta, fără să știe pentru cine fac asta, pentru cât timp pot să fac asta, și trece prin foarte multe perioade și de împliniri, de trădări, de eșecuri foarte multe. Scriu acolo cam oamenii care ne-au dezamăgit sau m-au dezamăgit sau față de care am greșit. Oamenii pe plan care, profesional vorbim, doar... Da, mă refer acolo strict pe ce s-a întâmplat în povestea noastră. Dar cel mai important este că e... O poate citi și cineva care nu ne place sau care nu ne înțelege. Să o citească doar pentru a prinde curaj. Dar, dacă nu i-am putut... Atunci poate să facă și alții, poate să facă poate și mult mai bine decât am făcut-o noi, pentru că noi am făcut-o pe barba noastră, am făcut-o fără să ne învețe nimeni absolut nimic, nici cum se scrie un cuvânt într-un cântec, nici cum se cântă, nici cum se urci pe scenă, nici ce să faci pe scenă, cum să orchestrezi, cum să faci un videoclip când nu se făceau videoclipuri și așa mai departe. Și atunci mi-aș dori foarte, foarte tare să o citească în primul rând cei tineri care încă sunt în dubiu dacă să-și abandoneze visul. Sau pasiunea. Sau să-și ia un job sau să înceapă o altă cale. Pentru că sunt foarte mulți care au făcut lucrul ăsta pentru că nu au fost încurajați și nu au avut norocul să întâlnească oamenii care să-i ajute și să le dea șutul ăla de care au nevoie să meargă mai departe. Noi de cele mai multe ori am avut norocul ăsta și asta a fost cel mai mare noroc al nostru, să întâlnim oamenii potriviți atunci când trebuia și pentru 10 minute să vine cineva în viața ta care să... Că ni s-a întâmplat asta. Ni s-a întâmplat să apară un om, scris și acolo, e scris legat de piesa Ne-o scoate la capăt, care a fost și prima piesă cu care ne-am lansat. De fapt, a fost meritul unui om care ne-a spus o singură propoziție și aia ne-a decis pe noi să facem un pas prin care să putem lansa piesa și care după aia să ne ajute să ajungem la o grămadă de oameni. În fine, mă bucur că până acum toți cei care au citit-o au spus că n-au lăsat-o din mână până la final și că i-a ajutat să meargă mai departe și să-și mai dă o șansă. Asta e important atunci când citești o carte, să o duci până la capăt și să nu simți că te-a plictisit sau că vrei să o lași din mână. Da, aici era cea mai mare emoție, că nu știam, cum e povestea mea, poate cititorul. Nu vrea nimeni să știe asta, poate nu interesează pe nimeni. Iar la finalul cărții este și un bazm, e bonus, un bazm, se numește Orașul Minunilor și acolo e un bază de care sunt tare mândru. Ai putea să scrii și pentru copii cărți. Mi-aș dori foarte mult să fac lucrul ăsta. Foarte tare mi-aș dori, dar mi se pare și mai greu, pentru că trebuie să... Exact asta povesteam cu cineva acum câteva zile. Pare mult mai complicat să scriu o poveste pentru copii decât o carte. Mult mai greu. Așa mi se pare și mie, pentru că responsabilitatea cu ce le lași copiilor, gândurile pe care le lași lor și ce înveți prin ceea ce le spui tu, mi se pare mult mai
mult mai important decât orice altă carte prin care na, ții tu să spui niște idei pe care le ai, să te transformi în niște personaje, că nu ai curaj să fii tu așa, să fii tu însuți în societate și așa mai departe. Oare te-au citit și acei oameni care te-au dezamăgit, despre care ai, nu, ai spus în carte, a ajuns și la ei? Nici nu mă interesează lucrul ăsta. Poate un mesaj bun să ajungă și acolo. Am încercat pe... În momentul în care a apărut cartea asta, noi lansasem și documentarul, jur să spun adevărul, ele merg foarte bine mână-mână, pentru că acolo avem și documentar vizual și este puțin mai hardcore decât ce am scris eu în carte. Documentarul are un rating de 16+. Cei sub 16 ani, e bine să nu se uite la ce spunem acolo și la ce se și arată, dar cartea este mult mai poetică, e mult mai mult mai multe... ți-am spus, îți lasă loc să-ți imaginezi și să simți și parfumul ăla și mirosul de beton din locul în care repetam, dar și mirosul ăla de gumă turbo din anii 90 pe care o mestecam și aveam surprizele cu mașini și făceam schimb cu ele. Sună foarte poetic ce spui cu betonul și cu guma de mestecat. Suntem în Piața Victoriei, pentru că și eu scriu și asta este o emisiune în care în general vin scriitori invitați. Nu pot să nu te întreb despre procesul în sine de a scrie. Cum a fost? Ai întâmpinat dificultăți? Ai avut nevoie de ajutor, de sfaturi? Ai apelat la persoane care scriu? Sau... Eu funcționez foarte... Ai avut un editor? Uite, poate tu ai avut norocul de un agent literar, cum au scriitorii în afară. O echipă întreagă care să se ocupe de cartea ta, să o ia de la... Nu? Nu, păi să-ți povestesc, pentru că... în iulie 2019 am mers la Curtea Veche să le propunem, fiindcă noi împlineam 25 de ani de VANC și aveam un concert la Sala Polivalentă în octombrie, să le propunem să publicăm un album foto cu fotografii din toți anii ăștia de backstage, de când eram copii, albume clasice de... pentru colecționari, pentru fanii care își doresc o astfel de colecție, un album din acela mare, cu foi lucioase, cu fotografii foarte mari. Și stând acolo în birou, era într-o zi de marți, și îmi spune Miruna Meroș, da, de ce nu scrie o carte despre asta? Și da, suntem în, nu știu, cred că era 22 iulie, ceva de genul ăsta, și când trebuie predată ca să poată să apară în octombrie, când avem noi concertul, ca lumea să o poată să o cumpere de la concert. Trebuie să fie gata în septembrie, cu o lună înainte, să avem timp de corecturi, de printat și mai departe. Da, deci am 2 luni să scriu cartea asta, în momentul în care peste 3 zile se năștea băiețelul nostru Cezar. Aveam de terminat un album, până în septembrie, pe care îl și lansam tot atunci la Polivalentă, deci de pregătit spectacolul. Și mi s-a părut atât de imposibil să fac asta, încât am zis, ok, o facem. Până atunci eu vin cu cartea gata. Deci n-aveam timp absolut deloc, n-aveam nicio idee ce trebuie să fac, dar mi se părea atât de... Dacă nu fac atunci, nu o să mai fac. Și am plecat, în seara aia am ajuns acasă, am scris primul capitol. Tu până atunci nu scrisesei decât poezii? Nu, doar poezii, adică, da, gândurile mele, nu știu dacă le pot spune, îmi permit să le spun poezii, că mi se pare că poeziile trebuie să fie mult, mult, mult mai... nici complicate, nici pretențioase. Să fie mult mai prețioase decât doar cineva care scrie niște rime, chit că sunt frumoase sau nu. Eu nu cred că scriu poezii. Poate versuri, dar poezii nu. Și gânduri. Și prima seară, în seara ce am terminat primul capitol, așa, nu știu când l-am scris, și mi-a dat seama, știu ce am de făcut. Și l-am predat cartea înainte de termen, tot materialul. N-a fost nevoie de editor, decât poate corecturi. După, de corecturi, de umblat la niște paragrafe să nu lăsăm niște dubii în text și așa mai departe. Dar altfel a fost un proces atipic pentru mine. Acum nu o să mai fiu niciodată pus în postura asta. Una e acum trebuie să o iau de la zero cu totul, neștiind. Acolo scriam despre niște oameni pe care îi cunoșteam, despre niște situații pe care le-am trăit și în care știam ce am simțit. De acum încolo trebuie să-mi imaginez tot. Și ai în plan? Adică povești, ficțiune sau non-ficțiune? Ai o poveste în minte ficțiune. Pe care... Mă întrebai și mai devreme de ce scriu sau de ce vreau să scriu, pentru că cred că pot privi cuvintele printr-o altă lumină sau dintr-o altă lumină în care le văd ceilalți. Și cred că pot să le dau o altă viață decât le dau alți oameni.
cred că am un univers în interior care poate să facă lucrul ăsta, care are lucruri de spus, care are imagini de arătat, care are povești de spus. Până la urmă, de fapt, am învățat în timp că eu nu sunt neapărat un cântăreț sau un muzician, ci sunt un povestitor și îmi place să povestesc și dacă spun ceva în două rânduri și dacă trimit un mesaj pe WhatsApp, dacă pot să fac o poveste din asta, cred că este spus, nu începe cu a fost odată ca niciodată ca să însemne de poveste. Domnul Ispirescu, da. Așa. Aș face asta și de asta îmi place să scriu. Pentru că mi se pare una dintre cele mai mari puteri ale universului, forța cuvântului. Și ne bate în joc aruncând cu vorbele așa iurea, fără să ne dăm seama câte putem face și câte putem construi sau vindeca prin cuvinte. Tu scrii pe blogul tău și pe Instagram cel mai mult. Da. Pe când o carte. Hai să nu spun cu poezii, că uite, ai spus mai devreme. Cu versuri. Cu idei. Cu Scorneli. Mie mi-am găsit hashtag-ul ăsta, da. Scorneli. E foarte potrivit, da. Acest hashtag. Da, și eu mă mir că am găsit ăsta. Că a venit din mintea ta Scorneala asta, nu? E atât de bună, că atât de potrivită. Problema este una de disciplină și anume faptul că în momentul în care aș vrea să public o carte doar cu așa ceva, aș vrea să fie cât mai multe dintre ele nepublicate și nepostate pe nicăieri. Nu să fac acum o colecție din ce am postat până acum. Mi s-ar părea că aș trișa. Doar să le pun acum în niște coperți și să spun că ai o carte. Nu, aia nu ar fi o carte. Doar în momentul în care îmi vine o idee și o găsesc așa o scorneală, ceva, o imagine nouă, n-am răbdare să o păstrez și să o țin acolo deoparte. Deci acum nu ai nimic deoparte? Nu ai nimic păstrat? Ba da, dar okay. La mai mult idei mult mai extinse decât de postat într-un story de Instagram. Și mă lupt cu disciplina asta mea de a cu timpul, crea prioritățile, mai mult, că bănuiesc că fiecare... Nu vreau să mă ascund după asta. Timpul, nu. Toată lumea are același timp. Unii pot să facă și mult mai multe lucruri și mai creative decât fac eu și atunci nu vreau să mă raportez la... n-am timp. Înseamnă că nu-mi place atât de mult dacă n-am timp. Deci nu vreau să mă leg de timp. Pur și simplu, încă am o mică teamă de hârtie goală. Și ți-ai pus și un deadline? Adică... Când crezi... Mi-am mai pus. Deadline-uri, da. Asta e ca aia, mai vrei la Paris, pe aia mai da, fost. Da, am mai fost. Da. Mi-am mai dorit. dar nu vreau să spun că știi cum e, când... Mai bine, aștept acolo... Ca atunci când sufli în tort, nu îți spune ce ți-ai vrei. Ai învățat din acei primi 7 ani în care ai fost tăcut, să nu zic mut, da. În care ai fost tăcut, să aștepți și să nu spui, da, să nu dai prea mult. Mă uit acum cât este ceasul și că ne apropiem de fix. Păi mai am să te întreb și mai vreau să mai vorbim. Și știi ce este interesant? Dacă nu te grăbești, pentru că după ora 21 nu vine nimeni încă în studio, până la ora 22 când urmează o emisiune. Așa că ne mai întindem puțin, te mai țin. Nu că nu te țin 2 ore, stai puțin. Te mai țin puțin aici câteva momente. Zi-ne despre Ziua Dorului. Te-a lansat de ziua ta de naștere? E în aceea zi, în aceeași lună. Ziua Dorului este o sărbătoare pe care am inventat-o în 2015, în început de luna mai. Și am zis, eu sunt născut în luna mai și mi-am dorit ca această sărbătoare atunci să se țină în luna pe care o iubesc atât de mult, pentru că îmi place enorm de mult că atunci se dezvoltă primăvara, atunci e copilăria primăverii, e copilăria verii cumva. Și am zis, ok, și ce să fie? Și cum toată lumea are așa o fobie față de cifra 13, e ok, hai să dăm, să dăm o aură frumoasă cifrei 13, pe care mi se pare foarte... este luminoasă, nu știu ce toată, adică cei mai mulți o văd așa ca pe zi ghinionistă. Da, dar legendele spun altceva, de fapt că este o zi norocoasă. În fine, și ziua mea de nume este pe 13 septembrie,
Și am zis, ok, luăm, iau 13 de ziua de nume, iau mai luna de naștere și îmi fac o altă zi. Eu fac ziua mea, eu fac ziua când vreau eu. Dar și amintește lumea anual de această zi? Sau tu ești cel care au nevoie oameni? Știi, dorul este așa un cuvânt, nici nu știu dacă există în altă limbă, în afară de limba. Eu cred că există, eu cred că n-am învățat altă... cam niște așa, cred că nu l-am învățat bine pe la școală, dar... că nu există. Na, imposibil să nu existe. Dar dorul este așa un sentiment de, nu știu, oamenii îl consideră o slăbiciune, vulnerabilitate. E, exact. Exact opusul la asta ai fost scopul. Da, în fapt, în ideea în care prea puțin ne gândim la asta, deși îl simțim zilnic, de mai multe ori pe zi, deci este unul dintre cele mai prezente sentimente pe care le trăim, și, dar și de cele mai puține ori le acceptăm. Și e ca la o presupusă terapie. Trebuie mai întâi să te gândești, să vezi ok ce simt, să accepti că simți asta, să te împaci cu ideea că simți asta și după aia să o mai și exprimi. Să spui cuiva, bă, mie lipsește chestia asta, sau îmi lipsești tu, sau mi-e dor de momentul în care ceva, sau de aroma aia, sau de momentul ăla, sau de locul ăla. Și facem de prea puține ore asta, exact cum ai spus, pentru că de cel mai multe ori ni se pare că este o slăbiciune. Să spunem despre ceea, să vorbim despre ceea ce simțim și să accepți că ți-e puțin mai greu sau mai urât sau mai gol fără cineva, lumea privește, cei mai mulți o judecă așa, ca fiind o slăbiciune. E, și așa cum mai mulți oameni de Valentine's Day spun te iubesc decât probabil în orice altă zi anului, bun, atunci în ziua asta să fim puțin mai atenți la sentimentul ăsta, că poate unii oameni se vor schimba. Ai și câteva versuri, nu știu, care să ne ducă așa în zona dorului? Avem un cânte pe care tocmai l-am lansat și are... de acolo e cel mai... Dorul are multe forme. Tu ai scris versurile? Da, eu doar eu le scriu. Doar tu le scriu. De ce mă întreb asta? De ce nu crede lumea că pot să scriu asta? Da, eu am scris ala și e scris foarte repede și ca... Păi o să tot fii întrebat, probabil toată viața. Tu ai scris? Da. Și pe astea tot tu? Adică tot tu? Pare greu de crezut. Da, nu pare că... Nu pare că poți să scrii asta, da. Și... E un cânte care funcționează foarte bine, adică e un text care funcționează foarte bine, pentru că e scris foarte repede. Pentru că nu este gândit absolut deloc, este pur și simplu, nu știu cum, evacuat din mine. Sunt niște propoziții pe care am simțit că le am în mine și că vreau să le spun, neștiind cum am trezit dimineața, că eu o să am ideea asta să vorbesc despre niște fantome. Și să-mi imaginez că, de fapt, tot ceea ce ducem pe umeri, simțind lipsa cuiva, pot fi și astea niște fantome pe care le lăsăm să ne bântuie și le cărăm după noi și le facem să îi bântuie și pe alții, fără să știi ce bântuie, pentru că noi cărăm după noi o grămadă de trăiri și de sentimente nerezolvate, pe care după aia le punem pe umeri altor oameni pe care îi întâlnim și care nu au nicio vină că tu nu ți-ai rezolvat niște situații și că ai rămas încărcat cu niște gânduri pe care, cu niște cuvinte pe care nu le-ai spus, că ți-ai reprimat de foarte multe ori tot ceea ce ai fi vrut să faci, să spui sau să-i spui altuia. Și atunci, de asta, probabil și eu în momentul ăla am eliberat ceva din mine. Poate m-am exorcizat puțin de o fantomă anume și am reușit să mă simt puțin mai liber. Dar din ultimele scorneli, așa, ne poți spune câteva versuri? Câteva rânduri? Să știi că nu le țin minte foarte bine, pentru că îl scriu și ce creez, știi? Adică... Îl pun, sunt câteva care mi-au rămas la suflet foarte mult, dar nu sunt atât de consistente, nu sunt niște imagini sau niște idei lungi, dar sunt cu cât mai puține cuvinte, dacă reușești să spui cât mai multe lucruri, este fantastic. Și probabil cea mai la suflet, nu știu, nu-mi place scorneală, nu știu cum să-i spun, invenție sau idee, creație, mi se pare putem cea, să-i spunem, da, da. Este cea în care... Deci sunt creațiile tale până la urmă. Da. Așa? Da. Nu știu, încerc să mă joc cu mâinile, pare, nu știu cum să, că nu mai este larg mai să vorbesc despre mine așa. Este aceea în care am zis că eu când mă fac mare vreau să devin copil.
Și asta și e foarte emoționant. Spune foarte mult despre, adică eu prin asta am spus foarte multe despre mine. Nu multă lume e atentă la așa ceva și dar în fiecare propoziție, de fapt, spui ceva despre tine și mai lași un indiciu și mai lași un indiciu. Cu atât mai mult oricât, atunci când... Da, oricât de le pui în gura altor personaje. De fapt, toate personajele alea e ceva din tine care vrea să iasă la lumină. Așa văd eu. Adică, probabil sunt niște scriitori care sunt extrem de tehnici și știu exact să se detașeze de propria persoană și să scrie știind ce vrea lumea să citească. Dar cred că cei mai mulți scriu pentru că în ei există niște personaje care tac. Uite, pentru că tu nu-ți amintești propriile tale versuri, am să spun eu câteva și le spun și celor... Mai bine, dacă e ceva care ți-a plăcut, mai bine spune și celor... tu. Mie îmi plac toate, eu te citesc tot timpul, poate nu dau mereu like, dar, cum știu că nu și contează, mie mi se spune bine, lumea că nu citesc, dar nu sunt atât cât îmi permite mie timpul în extra ceea ce fac, că activitatea mea este în mare parte în mediul online. Dar pentru cei care nu știu, pe Instagram îl găsiți cornel.ilieofficial. Da. Da? Uite, ceva care mi-a plăcut foarte mult. Uite, aici ai like de la mine. Sunt al, sunt al 500-lea, a 500-a persoană care a dat like. M-am născut. Sunt aici pentru un timp. Tot timpul învăț despre mine, despre alții, despre tot și toate din nimicuri. Am primit mult. Încerc să ofer și mai mult. Poate că din ce ofer, naște ceva în cineva, în mai mulți cineva. Sunt aici pentru un timp. Mă bucur de fiecare secundă, că secundele sunt secundele mele. Le-am primit pe toate și le trăiesc de tot. Sunt aici pentru un timp, m-am născut și renasc în fiecare zi, fără să mor niciodată, pentru un timp, cât sunt aici. M-am născut. Între mine și viață a fost și este dragoste la prima vedere. Nu știu cât, eu nu sunt cea mai bună persoană la a recita, trebuie să recunosc asta, niciodată nu am fost acolo. Nu știu cum s-a auzit la radio, o să vreau și o înregistrare asta. Ce bine că nici eu nu sunt, bine că ai citit tu. Nu, dar poeziile se spun într-un fel anume, știi? De obicei citim în gândul nostru. Da, nu. Sună altfel vocea noastră în gând și tonul contează foarte mult. Nu, se știe că e mai important. Și asta mi-a venit pe moment să citesc acum. Nu aveam un speech înainte. Dar am scris asta pentru că era ziua mea și m-am trezit bucurându-mă foarte mult. Sunt prezent. Ce mă bucur să aud asta, pentru că oamenii mă întreabă și anul ăsta am fost întrebat în mai, când a fost ziua mea de naștere, dar tu te bucuri că îți sărbătorești ziua? Zic, Doamne, da! Adică ce poate fi mai frumos? Da, normal! Da, trăiesc, bucurat. Sunt în viață, sunt sănătoasă, da. Am lucruri pentru care să fiu fericită. Evident că mă bucur. Și... oamenii fug să-și spună vârsta, să sărbătorească, să petreacă, să celebreze. Why to do that? N-am nicio grijă și de ziua mea de cel mai multe ori îmi place să fac lucruri singur. Adică să stau, să mă bucur eu de mine, să fac lucruri care îmi plac, să mă plimb, să stau puțin eu cu cel tu cu care... Tine, tu când, cu gândurile tale multe pe care apoi le... În cartea asta, în Deja Vu, este un capitol în care este acolo un text, e un monolog al sufletului meu cu o zi înainte să mă nasc. Este un text, e un monolog al meu din 24 mai 76, m-am născut în 76 pe 25 mai și ce îmi spune sufletul meu care peste o zi va primi un trup, va primi un corp nou, cum mă pregătește pentru viața pe care urmează să o încep și ce spune după cât de elevat este sau cât de nu și ce... cum mă pregătește într-o pagină pentru viața asta. Ce apropo frumos. De discuția asta cu ziua de naștere și cu bucuria vieții. Încă un lucru și am depășit ora 9, dar nu te rețin foarte mult acum. Uite, dacă pregătești, nu știu ce, le pregătești celor care te urmăresc. Când aveți următorul concert? Melodie nouă, poate, da. Despre care să anunți. Când, deci, azi am fost în studio și am început să lucrăm la niște piese noi. Uh-huh. Următorul concert... Niște, da. Okay. Idei sunt, doamne, ăștia, idei sunt că
Se întâmplă multe lucruri și atunci avem să extragem. Săptămâna viitoare, pe 23 iunie, joi pe 23 iunie, suntem la Grădina Urbană într-un concert acustic, care ieri s-a pus în vânzare. După care o să fim prin Timișoara, după care o să mergem la Cluj pe 2 iulie. Este acolo Bloomfest, un festival foarte frumos, festival de lavandă, și o să cântăm la apus, într-un câmp de lavandă, ce mi se pare absolut fantastic. Da, 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 chiar la afară, Cluj, de pe lângă Apahida, mi se pare că este. Acolo poze. Da. Și inspirație și creație, artă exact. În toată regula. Mamă, trebuie să-mi încar telefonul, bine, da. Cel mai simplu, na, clasic, pe conturile și ale mele și ale trupei, trupa Vank sau Vank pe Instagram, sau Cornel Ilie pe Facebook și Cornel Ilie oficial pe Instagram, acolo postăm tot timpul ce se întâmplă, ce pregătim. Și nu știu, ce mă mai întrebai, dacă ceva? Dacă de asta? Nu, de asta. Da, concerte toată vara sunt chiar mai multe decât ne așteptam că o să fie când a început această perioadă. Și mă bucur enorm de acest lucru. Și în rest, mie-mi place să fim surprinzători. Uite, abia acum pe final reușesc să încarc și eu o melodie Vank, cu scuzele de rigoare, când mă normal trebuia să fie aici un playlist doar cu Vank, dar o să vorbim ultimele lucruri pe melodia aceasta, e foarte, foarte frumoasă și... Sunt cânte care face și el aproape 22 de ani, este din 2004. Lansată piesa asta, Iubire cu împrumut. Iubire cu împrumut, da. Da, și probabil... Îmi vine... Tot ai scris! Da, ce vrei să mă întreb, nu? Cine, da. Cine ar putea? Da, da. S-ar putea să o cântăm și varianta acustică joi la Grădina Urbană, ceea ce înseamnă că n-am mai... E prima oară când o cântăm după 10-15 ani. Uite, înainte să încheiem, ziceam că am niște întrebări flash, întrebări pe care le pun fiecărui invitat înainte de a încheia această emisiune. Sunt întrebări scurte cu răspunsuri pe scurt. Deci am zis deci nu cu da să sau spun nu. Asta, nu cu da sau nu, că nu îl pun întrebări cu da sau nu. Am învățat și eu treaba asta din facultatea de jurnalism și mai târziu în presă. Orice întrebare pui să nu fie cu răspuns da sau nu. Nu pus, da. Filmul și cartea favorite. La film e foarte greu pentru că sunt pasionat de filme, dar o să mă duc așa puțin. Sunt două filme care fac parte din aceeași familie pentru că sunt regizate de același regizor, de Giuseppe Tornatore, și anume Cinema Novo Paradiso și Legenda lui 1900. Muzica Ennio Morricone și... în fine, două filme extraordinare. Și carte. Și carte, da. Bizar, dar m-a marcat foarte mult 1984 atunci când am citit-o. George Orwell. Oh. De mult, da. Ai citit-o de mult, eu acum vreau câțiva ani, dar... Da. În jurul anului 1984, deci... O carte care te-a emoționat? Bine, de fapt, întrebarea aici, dacă te-a făcut să plângi vreo carte, dar noi femeile avem așa prejudecățile astea, știi, că bărbații nu prea plâng cu atât mai mult la o carte, așa că, dar mi-ar plăcea să-mi răspund dacă ai plâns la vreo carte, ar fi interesant. Nu, la carte n-am. În schimb, recunosc și plâng și la și dacă sunt mă emoționează ceva, da. O întâmplare, ce îmi spune o persoană, film, teatru, orice, adică n-am nicio rușine să fac lucrul ăsta. Mi se pare un miracol să poți plânge. Este, are o frumusețe aparte plânsul. Evident, nu așa din senin, dar da, dacă da. Ceva te provoacă să faci asta, cum nu te abții să zâmbești sau să râzi, de ce te abține să plângi? Dar carte nu. Nu, pentru că cred că sunt prea preocupat să-mi imaginez tot ce se întâmplă acolo ca să am timp să și trăiesc ce se întâmplă acolo. Un clasic preferat? Mă duc spre poezie, spre Nichita Stănescu și Ominulescu. Ok. Tu m-ai spus preferații mei. Serios? Da. Bine, Eminescu și Păunescu mai în copilărie și apoi foarte, foarte mult Nichita și Minulescu, da, preferații. Cartea pe care o citești în prezent? În prezent am început Marcus Aurelius, Gânduri către sine însuși, și mă revoltă că această carte nu se predă în școli. De, așa, okay. Dar de mic, să înveți tot ce, tot ce se spune acolo, viața ar fi mai ușoară și mai frumoasă. Un artist preferat, român și internațional? Internațional, Paul McCartney sau tot ce înseamnă Beatles. Și dintre români, să știu că o să mă îndrept către partea clasică a muzicii românești
și admir foarte mult pe cei care sunt și compun, dirigează, orchestrează, okay. Și o să spun doi oameni cu care am și lucrat și îi respect enorm și admir: Andrei Tudor, George Națis. Melodia ta de suflet? Melodia mea de suflet cred că este, dar nu de la noi, nu, adică nu contează. Melodia ta de suflet. E o melodie la care cu care mă încarc foarte tare și este tot un cântec clasic. E de un cântec românesc, e scris de un compozitor, Nicolae Chirculescu, se numește Moment Muzical. Pentru oamenii care nu știu asta, este tema de la Teleenciclopedia, dacă le spune ceva chestia asta. Dar da, tot momentul ăla de vreo 5-6 minute este de o creativitate și o frumusețe, sunt absolut fantastice. Și dintre piesele tale? Dintre piesele Vank? Cea mai? Nu există cea mai, tot timpul ultima e cea mai, cea pe care am început-o azi, dar nu știu să spun. Dar uite, e un cântec care se numește În conjurul lumii, care e un cântec special pentru mine. Acum avem aici cea mai frumoasă scorneală creație dintre cele create de tine, da. Dar tocmai ai zis că nu le ții minte și mă gândeam, poate ai o, da, uite, mai sunt frază, o propoziție sau trei cuvinte preferate așa din tot ce ai scornit în ultima vreme. Cea mai utilă, mi se pare, este una pe care am postat-o acum un an, este legată de cea din pandemie, energia oamenilor, pe care este mult mai importantă propria lumină decât frumusețea cu care e un text acolo pe care dacă e puțin mai lung, e greu să-l spun acum, dar aia mi se pare cea mai utilă, pentru că te și învață ceva. Să nu-ți pierzi propria lumină, da, sau ceva, că da, asta a fost preferata de, mea de da, când ai postat-o. Da, să nu ne îngrijorăm de pierderea frumuseții cu anii, ci de pierderea propriei lumini, că de fapt asta ne place la oameni. Energia unui om, nu frumusețea lui neapărat. Și mai este una cu: nu contează lângă cine dormi, ci la cine visezi. Cine îl inspiră pe Cornel Ilie? Universul ăsta cu toate prostiile și frumusețile și toate nimicurile și tot, absolut tot. Nu e un om anume, nu e o persoană anume. Cel mai frumos oraș vizitat? Londra. Cel mai mare hobby, în afară de muzică? Tenis. Tenisul? Mă gândeam că spui la sport. Plăceri vinovate, știi că e bine, știi că nu e bine, pardon, totuși o faci. Încă, da, nu știu, folosesc telefon la volan, habar n-am, nu știu, dar okay, o să-mi iau amendă. Dar nu știu, n-am, pe genul muzical, pe muzică n-am așa ceva, pe mâncare n-am așa ceva. Și atunci, nu știu, câteodată devin nebun și nu schimb postul la televizor când văd că o emisiune atât de proastă la posturile noastre, încât vreau să văd cât de departe se duce, cât de jos poate să ajungă și mă uit. Principalul defect, principala calitate? Principala calitate, să încep așa mai pozitiv, este faptul că, cum am zis mai devreme, sunt curios și încăpățânat, insist în tot ceea ce fac, nu țin cont de ce îmi spune lumea. Și foarte curajos, uite, ai lăsat facultatea, ai lăsat job-ul, E un curaj să faci ce-ți place și să faci asta în continuare, deși cartea, ai scris o carte, adică nu oricine, mă rog, apar multe cărți în ultimii ani. Și niște texte de la piese noastre, ca să nu mai întrebi ce Și defect? Un defect care poate este constructiv. Nu știu, în general încercăm să privim defectele, să lucrăm cu ele. Sunt extrem de răbdător cu oamenii și prea puțin răbdător cu ceea ce am de făcut. Prea puțin răbdător cu lucrurile pe care, pentru că încep, vreau să fac multe și le încep și le mai las în urmă și mă întorc la ele după aia și asta, încă lucrez la chestia asta. Cea mai mare lecție învățată până în prezent? Să cred în oameni chiar și atunci când mă dezamăgesc. Și lecția neînvățată încă? Cred că cea pe care am spus-o mai devreme, că trebuie să termin să lucrurile termin pe care lucrurile. Le încep. Pe toate, da. Un proverb sau un motto, dacă ai, după care te ghidezi? Motto sau... după care m-am ghidat atunci când am făcut pasul acela spre muzică și era: cât dai, atât primești. Nu poți dai puțin să primești mult. Poți să dai mult să primești puțin, dar mai bine să oferi decât să primești așa de-a gata ceva. Dar dacă dai totul, ai o șansă să primești totul. Și e merită riscul ăsta. Foarte sănătos, acest proverb, acest motto. Și un sfat pentru ascultători, ca să putem încheia această emisiune, că uite, ne-am întrecut. O să mă întorc puțin la ideea pe care am spus-o mai devreme, să nu uităm cât de puterea vindecătoare a cuvintelor pe care le spunem.
Și că la fel cum unele cuvinte sau cuvintele pe care le spunem altora poate să vindece, la fel pot să și îmbolnăvească sufletele oamenilor. Și să fim atenți cum folosim cuvintele, că chiar dacă le cunoaștem, s-ar putea să noi le dăm o altă viață. Și să citim mai mult printre rânduri decât rândurile. Și uite o întrebare aici, nu vreau să creadă urmăritorii, ascultătorii noștri că nu i-am luat în seamă, în considerare în seara asta, cu scuze încă o dată că ne-am întins atât și poate n-am apucat să acord atenție. O întrebare pentru tine, special pentru tine. În vremea Vanc cu A, au fost și alți soliști în trupă, de ce nu ai fost doar tu, cu vocea ta potrivită atât pentru rock, cât și pentru cântece mai liniștite? Felicia din Cluj, mulțumesc. În acea perioadă, Van cu A, eram doi soliști, eram eu și cu Alex. Vocea mea, eu nu știam să cânt. Târziu ne-am dat seama că noi putem să schimbăm tonalitățile pieselor ca să se potrivească pentru timbrele noastre vocale. Nu aveam tehnica necesară, nici între timp nu am dobândit-o prin propria experiență și cântând foarte mult. Dar pe atunci nu stăpâneam foarte bine maniera de a cânta, mai ales ce scriam noi, pentru că noi scriam niște cântece destul de complicate de cântat pentru voci de băieți și totuși nu ne învățase nimeni, mă, da, schimbați tonalitățile alea ca să vi se potrivească vocilor voastre. Și unele erau sugrumate, sufocate, chinuite și ne chinuiam destul de mult în perioada aia. Încerc acum să prind semnal, te ascult, sunt atentă, nu mi-am pierdut concentrarea, doar că exact ce-ți spuneam și în pauză, nu se încarcă deloc telefonul, voiam să citesc măcar câteva dintre mesajele celorlalți, pentru că am adresat o întrebare pe Facebook și mai devreme pe WhatsApp, uite, avem aici mesaje primite. Care este o carte de 5 stele pentru tine? Bine, cred că ne-ai spus... Nu, că e bine să dai mai multe variante, să-și aleagă fiecare și îmi place să dau din... să fie din zone diferite. Rămâne 1984, este o carte pe care, și... da, e dintr-o o lumină anume acea carte. Păi, nu toată lumea citește distopii și nu toată lumea și le poate... Și plus că vârsta la care am citit o carte aceea a fost wow, acum trăim chestia asta de cele mai multe ori, așa că nu mai e atât de SF sau de utopic ce scrie acolo. Da. Mi-a plăcut foarte mult cartea Alinării, Matt Haig. Sau nu știu, cred că e britanic cumva? Aducem, e Matt, se Matt. Poate. Cred că e britanic. Pentru că este atât de surprinzătoare și de neobișnuită și că o poți citi și de la coadă la cap și poți să citești și la întâmplare foile alea, dar totuși spune foarte multe lucruri, niște gânduri atât de scurte și în care pur și simplu te lasă cu niște întrebări pe care ți le pui și asta mi se pare cel mai important la orice act artistic. Să te facă să spui întrebări. Și prin intermediul acestei cărți poate îl descoperiți și ca scriitor de cărți de copii. Da. Eu am citit de la el, uite, o carte m-a atras foarte tare după copertă și după titlu. Invers trebuia să spun întâi titlul și apoi copertă. Așa acum un lucru despre mine, poate nu toată lumea știa, da, eu sunt una dintre acele cititoare care este impresionată și de copertă și îmi place să am o bibliotecă foarte frumoasă, îmi place partea asta a esteticului foarte mult și da, importantă dar coperta. Dar contează, nu e nicio rușine asta și e foarte important. Da, în lumea asta cititorilor, sau mai ales cu ce fac eu, da, booktuber, ești foarte repede criticat că ai luat cartea conform copertii. Înțeleg că nu judeci după copertă. Da, normal că citesc întâi sinopsis sau... Și dacă descoperi, de fapt, o carte foarte bună pentru că ți-a plăcut coperta, de care și nu te atingeai. Da, Biblioteca de la miezul nopții, ăsta e titlul. Și titlul ăsta m-a interesat foarte tare. Ne spune cineva o carte de 5 stele, Ken Follett, Iarna lumii, A și căderea uriașilor. Și mai departe, din păcate, nu pot să mai citesc pentru că nu mi se încarcă, nu mai am internet. Cornel, îți mulțumim foarte mult, te-am ținut până la ora 21 și 20 de minute aproximativ. Eu mulțumesc foarte tare. Mulțumim că ne-ai... Îmi pare că am vorbit atât. Ocazia să te cunoaștem mai bine. Despre muzică ai mai vorbit și voiam foarte mult să te cunosc din punctul ăsta de vedere al scrisului, cum ai scris cartea și cum îți găsești tu inspirație și cum îți vin ideile și mulțumim că te-ai destăinuit așa din gândurile tale. Oricând cu drag. Pe Cornel îl găsiți, cum ziceam mai devreme, pe Instagram.
pe Facebook, Cornelilie, numele tău. Da, și la concerte, bineînțeles. În concerte și cornelilie.ro este blogul pe care scriu destul de rar. Dar am văzut că m-am uitat, zic, ia să vedem ce am mai scos. Nu, scriu doar când am ceva de spus, ca și atunci când vorbesc. Deschid gura dacă am ceva de spus, altfel tac. La fel și cu blogul, dar o să descoperiți acolo niște texte care nu au încăput nici pe Instagram, nici pe Facebook și care sunt, sunt și vreo două cronici personale la niște filme. Dacă intrați acolo, o să descoperiți și alte lucruri decât Instagram și Facebook. Și cu asta vă lăsăm, eu închei cu un reminder, așa cum am început emisiunea, la pensiunea Run cu Stone în perioada 5-7 august, dacă vrei să vii cu noi în tabără. Da. Am copii zis, fără copii, dar tu vrei cu copii, probabil. Păi nu, copiii mei locuiesc lângă Runcu, deci sunt acolo oricum. Ce tare, deci poți să ne vizitezi, vii. Poate ne cânti și nouă la chitară, la focul de tabără. Aoleu. Cântam eu oamenilor, dar nu am această abilitate. Atunci mă bag. Da, ideea e cu această tabără, am zis, cum am spus de foarte multe ori, este o tabără. Eu mi-am dorit să merg într-o tabără de lectură pentru adulți. Sunt foarte multe tabere de lectură pentru copii și foarte bine că sunt, să tot fie, dar îmi doream foarte mult să merg într-una care să fie organizată special pentru ăștia mai mari, să zic așa. Și dacă tot n-am găsit-o, am tot googlit, am tot searchuit, n-am găsit-o, am zis, ok, hai să mă apuc de treabă și să organizez eu. Focul de tabără, spuneam și de drumeții, avem ghid turistic autorizat și multe altele lucruri ca să nu mă mai întind eu cu povestea cu ce o să fie, ce n-o să... Am făcut acolo un afiș destul de elocvent cu foarte multe informații și am trimis pe e-mail celor interesați. Cine nu mi-a scris până acum pe Instagram, iCartei parte, pe Facebook Roxana Brănișteanu și așa mai departe, cum spuneam, găsiți, este foarte ușor să dați de mine și de cartea mea Dragostea pe strada mea, o carte pe care pentru care tocmai am prelungit contractul, că dacă tot s-a vândut, uite că nu te-am întrebat cum au mers vânzările la nici Deja Vu. Nu m-am întrebat, că nu știu să spun, că nu știi, n-ai treabă, nu m-am interesat, nu, dar nici nu am scris-o pentru a face carieră din... Evident, da, asta, bine, la tine și clar... Și nu, în general nu prea mă uit după cifre, îmi plac mai mult cuvintele. Și eu la fel, în general am aceeași chestie. Dar felicitări că merge atât de bine. Stai că nu știi câte tiraje, câte exemplare am scos, dar da, s-au vândut cărțile, deși nu pot să zic că sunt certată de multe ori de editură că nu o promovez foarte tare și că promovez toate cărțile din lumea asta. Stai să vezi câte stories fac cu Deja Vu și când o să intru eu în Deja Vu, ce o să fie, umplu Instagramul acolo. Da, îmi place să țin la curent pe cei care mă urmăresc cu ce citesc și când citesc și sunt iarăși certată că citesc prea puțin. Da, ce să fac, ca să inspir pe alții și să vină adolescenții către zona asta cititului, lași deoparte sutele de cărți pe care poate le-ai avea pe listă și mai dai din ce citești și celorlalți. Dragilor, seară minunată, să aveți spor la citit în tot ceea ce faceți. Noi ne vedem joi peste două săptămâni, aceeași oră, 20. Ai carte, ai parte. Mulțumim, Cornel. Noapte bună. Noapte bună, corect, este foarte seară. Ai carte, ai parte de Roxana Brănișteanu. În fiecare joi, de la 8 seara.